Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tot despre un proiect de lege din Africa de Sud de data asta. Fiind vremuri grele. Da. Doamnele femei din Africa de Sud ar putea avea legal mai mulți soți. Dar bărbații poligami sunt furioși și spun că ei nu pot accepta așa ceva. Oamenii au alte preocupări. Fiecare țară cu preocupările sale. Asta, uite aici, și asta preocupă în Africa de Sud, care are, de altfel, una dintre cele mai liberale constituții din lume. Aici sunt permise căsătoriile între persoane de același sex și poligamia. Deci pentru bărbați. Adică domnii pot avea mai multe soții, dar poliandria, adică dacă o femeie are mai mulți soți, asta înseamnă, nu e încă legală, dar se discută și poligamii au draci pe poliandre. Sau poligamiștii pe poliandroase. Supărare mare. Mamă, ce debate acolo. Eu nu înțeleg de ce se da. Nu, dar nu înțeleg. Adică mie mi s-ar părea foarte convenabil. O doamnă mai mult soț, se poate merge prin rotație la mall cu nevasta. Băieții fac o gașcă și stabilesc. Sărcina, hai, du-te tu săptămâna asta la cumpărături. E clar că au măcar o pasiune comună. Ai tras bățul scurt. Da, noi mergem la bere. Da, noi mergem la bere și te sacrifici, take one for the team, cum se zice. Omul de afaceri și personalitatea TV, Musa Mzelecu, care are 4 soții, se numără printre cei care se opun poliandriei, scrie hotnews.ro. E un influencer african. Da. Acest lucru, zice domnul Mzelecu, va distruge cultura africană. Dar copiii acelor oameni, cum își vor cunoaște identitatea? Se întreabă domnul Mzelecu, care apare într-un reality show sud-african cu familia sa poligamă. Acum, adevărat că dacă te gândești, te pui în locul lui, dânsoare, 4 soții, dacă fiecare vine cu câte 2-3 soți. Că nu, asta acasă. Nu e, asta e promiscuitate, se face organizat. Adică dacă ești, dacă ești în grup, da. Dacă... și vrei să fii poligam, îți iei mai multe neveste, dar asta nu înseamnă că fiecare nevastă după aceea și ia mai mult soț la rândul ei. Păi de ce? Uite, și asta e un punct de vedere. Ar fi interesant. Mergem în vacanță, mami, luăm 2 autocare. Cu copii, cu scrii. Un profesor universitar, domnul profesor Colis Maciocco, care a cercetat atent problema, spune că doamnele au motivele lor să-și dorească mai mulți soți. Se poate înțelege. Și de exemplu unei poliandroase din țara vecină, Zimbabwe. Dânsul fiind și dânsul zimbabwean. Așa. Citez din domnul Maciocco, profesor. O soție a nutrit ideea... Bă, mă imaginați că astea sunt subiecte de dezbatere publică națională în Africa de Sud, la postul de televiziune, se duc și intervievează academicianul. Și academicianul explică următorul lucru. Vă rog să... Bun, acum dacă te gândești la academicienii noștri, măcar ăștia sunt... Auzi? Au și useriștii lor care vin cu idei ciudate. Da, aici ai greșit. Stai să vezi mesaj. O soție a nutrit ideea de a dori să fie o femeie poliandroasă când era în clasa 6. Cu vârsta de aproximativ 12 ani. După ce a aflat cum Albina, regină dintr-un stup, are mai mulți soți, a spus profesor. N-a problemă. Deci îți apare un academician și îți face această declarație. De ce vor femeile să fie poliandroase? Pentru că Albina are mai mulți soți. Acum eu știam că Albina are supuse, dacă ar fi să fie. Deci ne ducem în cu tot o altă direcție. Că Albina, regina, are albine, nu albini. Albinii sunt trântorii. Dar să nu intrăm în discuția asta, că înțeleg că pot folosi și trântori pe care după aceea evacuează, după ce își îndeplinesc funcția lor de trântori. Da. Nu ne pricepem. 4 din cei 9 soți actuali ai acestei doamne... Are 9? Da, are 9. Deci când era adult a început să întreține relații cu mai mulți parteneri, care erau toți conștienți unul de celălalt. Deci cum spuneam, măi, au făcut gașcă, se organizează cu spălatul vaselor, cu alea, cu... dus copiii la grădiniță cu nu știu ce, au cumpărat un microbuz și cred că trag la sorți. Unul se ocupă de ale casei. Dacă sunt 9, înseamnă că vine rând odată la 10 zile. În rest, trainirea că veselie. Dar tot la gunoi, la orice, l-a dat cu aspiratorul. Așa, așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.